Cherchez trimite în flanc, să vedem centrarea lui Popa, Popadiuc iese din unghiul de șut, dar centrează Popa, gol 1-1, incredibil. Daniel Popa restabilește gata minutul 90, a treia oară în ultimele trei meciuri acasă. Toni Petrea are pe lângă pricepere, are un duh, știi, care îl ajută, nu se poate ceva. Minutul 90, nimic nu a anunțat. Primul șut pe spațiu porții, prima acțiune închegată, rămâne concluzia, Chindia a jucat prost, dar sunt șanse mari să rămână neînvinsă. Al cincelea gol al lui Daniel Popa. E primul șut pe poartă. Primul șut, da. Primul șut pe poartă. Asist pentru Popadiuc. Da. Asta e, să știi că e posibil să aibă noroc Craiova că nu mai e din meci, pentru că echipa asta e o improvizație totală. Uite-te și tu, nu-l ține nimeni pe Daniel Popa, să nu-l ține. Să nu fie nimeni lângă el la 2 metri în jurul lui. Nu știu cu cine va juca, joacă sâmbătă, nu cu cine va juca în următoarea etapă. Dacă sunt serioase problemele, Screciu sigur suspendat. Mă refer din punct de vedere la părere. 5 minute românește. Așa e la noi încă, să nu vă iei indicații. Dacă vin indicațiile alea, dacă e clar că... Ați văzut atunci scandalul ce o să înceapă. Dar noi mereu orice lucru bun duce la niște scandaluri enorme. În loc să învețe pe oameni să nu mai tragă de timp, să zic că doi, nu se poate.